noi ieșeam după drumul ăsta secundar din dreapta. Deci a intrat pe partea șoselii. Și ne-am trezit odată cu o lovitură în partea dreaptă. Ne-a luat oglinda și am văzut că s-a lovit de parapetul ăsta de aici, din care e în fața noastră. Și s-a prăvălit în șansa aici. Venea din spatele noastră? Da, venea din spatele nostru. Deja noi intrasem pe partea opusă de circulație. Și a venit din dreapta, nu ne-a depășit pe partea stângă, normal, cum trebuia să ne depășească. Ne-a luat oglinda pe partea dreaptă și a pierdut controlul și s-a lovit de parapetul din dreapta, din fața noastră și s-a prăbușit în șantă. Erau doi, da. Da, unul conducea și unul în spate. Ne-am trezit odată cu oglinda luată și o izbitură în partea ușii, deja să vede că îi strâmbă ușa. Ce știți? Mă zic, de când s-au născut. De-o seamă cu fiul meu. Tineri. Tineri. 24 de ani. Amândoi? Da. Plăcea viteza? Plăcea, nu cred că au avut viteză. În general, chiar discutam cu cineva mai devreme, un băiat care îmi spunea că a făcut 50 de minute de la Galați până la Focșani. Și el a spus, și fiul încep să n-a de vorbă foarte mult cu el. Și am spus, frate, lasă-l, Dumnezeu, nu să ne viteze. Dar n-au avut viteză, în condițiile astea, ce nu fac? Dar ce credeți că ați anunțat pe rude, prieteni, familie? Nu pot să fac lucrul ăsta. Îi cunosc, deci, pe amândoi de mici și am stat cu ei 20 de ani. Singur, erau frați sau? Nu, prieten foarte bun. Singur la părinți sau? El este singurul băiat la părinți. Are o soră care este plecată în Italia. Din Focșani? Student în America, băiatul. Din Focșani? Din Focșani, da. Știți cineva care conducea? Celălalt băiat. Cum se simte și din ce ați știut? Din câte am înțeles, că am sunat pe la Focșani, am înțeles că are probleme la un genunchi, la prima vedere, ce spunea și băieții de la Smurt, i-am întrebat. Dar asta ar fi... Am fost solicitați de către echipajul Smurt la un accident rutier motociclist care era în stop cardiorespirator, în curs de resuscitare de către echipajul Smurt. Când am ajuns la locul solicitării, am găsit pacientul într-adevăr în stop cardiorespirator cu volet costal, politraumatizat, cu cianoză a feței și a extremității cefalice, a buzelor, cavitatea bucală plină de sânge. S-au continuat manevrele de resuscitare încă 40 de minute, dar fără rezultate favorabile. Leziunile erau prea... Cealaltă victimă era stabilă hemodinamică, a fost transportată la spital de către un echipasaj. Autoturismul marca Peugeot, în timp ce circula pe drumul județean 204E, la intersecție cu drumul național 24, nu acorda prioritate de trecere unei motociclete Kawasaki, care circula pe DN24 sens Tișița-Cozmești, acroșând-o. În urma impactului, conducătorul motocicletei cât și pasagerul au fost aruncați în afara părții carosabile. Pasagerul motocicletei a decedat în urma manevrelor de resuscitare, iar conducătorul motocicletei a fost vătămat corporal, fiind transportat la UPU Focșani în vederea acordării de îngrijiri medicale. În urma măsurătorilor efectuate la fața locului accidentului, se va dispune o expertiză care va stabili cu exactitate viteza de deplasare a motocicletei în momentul producerii accidentului rutier. Ambii și atât pasagerul motocicletei cât și conducătorul motocicletei purtau cască de protecție, având în vedere urmele și fotografiile judiciare executate la fața locului. Asta este cauza producerii accidentului în urma cercetării la fața locului. Aceasta este dinamica producerii accidentului rutier în funcție de avariile care sunt respectiv avarii laterale dreapta pe autoturism și avarii laterale stânga pe motocicletă.